Comuna Voinești vrea să atragă fonduri europene pentru încă 3 proiecte de care comunitatea are nevoie. Dacă 2 dintre acestea se referă la așezăminte sociale, cel de-al treilea vizează asfaltarea locului în care se organizează târgul săptămânal din localitate. Primarul Gabriel Sandu a oferit detalii despre proiectele respective. Dacă pe exercițiul financiar Comuna Voinești a încheiat încă din anul 2014 6 proiecte pe fonduri europene, astăzi putem spune că sunt depuse spre finanțare 3 proiecte pe fonduri europene. Primul proiect pe fonduri europene, un proiect cu valoarea de investiție de 12 miliarde, depus pe programul operațional regional la Agenția 3 Sud Muntenia Călăraș, AXA 8-3, titlul proiectului este Modernizare, Reabilitare și Înființare Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice. Despre ce este vorba? Este vorba de școala clasele 1-4 din satul Manga, școală închisă încă din anul 2009 datorită lipsei copiilor, școală care este într-un grad avansat de degradare, am obținut absolut toate avizele necesare și în această școală, pentru persoanele vârstnice, nu numai din Manga, și din celele sate componente, intenționăm să facem o sală de unde pensionarii se pot recrea de gen masă de tenis, remi, șah, o bibliotecă, un cabinet unde vom avea angajat un psiholog, 3 calculatoare. Al doilea proiect pe fonduri europene, depus pe AFIR, prin GAL, Valea Elomiței, este vorba de modernizare și reabilitarea unei clădiri în satul Gemenea Brătulești pentru înființarea unui centru de zi pentru copii. Ce intenționăm să facem prin acest proiect? Vom reabilita o clădire proprietatea primăriei, unde vom avea un laborator de informatică, o sală de clasă, un psiholog și vom crea 2 posturi prin care copiii din satele componente ale Comunei Voinești, după orele de curs, vor fi îndrumați către acest centru unde îți vor face temele supravegheați cu angajați specializați în domeniu. Valoarea proiectului la centru de zi este 99.600 de euro plus TVA. Ultimul proiect, tot preafir prin GAL Valea Elmiței, este modernizarea prin asfaltare a târgului săptămânal existent în comuna Voinești. Dacă în ultimii ani am lucrat intens vis-a-vis de realizările acestui târg și pot spune că avem un târg ultramodern cu copertine, cu grupuri sanitare moderne, am găsit oportunitatea ca prin măsura 7, prin GAL Valea Alomiței, să asfaltăm acest târg. Valoarea totală a investiției este de 420.000 de lei, din care 210.000 vor fi cheltuială eligibilă prin GAL, 210.000 va fi din bugetul Consiliului Local. Primarul speră ca în această toamnă să semneze contractele de finanțare pentru proiectele amintite, astfel încât acestea să poată fi implementate anul viitor.